Asta o să fie o problemă. O filmez acum? Yes, we have a problemo. Salutare tuturor, numele meu este Robert Florea, reprezint RFKinetics.ro. Astăzi vom răspunde la niște întrebări pe care voi mi le-ați pus pe Instagram. Așa că să trecem direct la subiecte. Prima întrebare. Jesus. Iar se apucă Nicolae de porcării. Nu știu, băieți. În fine. Bun. Pe ce perioadă recomand să se desfășoare bulking-ul? Ei bine, asta este o întrebare destul de bună, dar răspunsul meu o să ți se pară ciudat. Bulking-ul teoretic nu este necesar. Poți să te duci la menținere și să stai la menținere cu o cantitate de proteină destul de mare, undeva la 2.2 grame de proteină per kilogram de masă totală, și să-ți dezvolți masa musculară și acolo. Acum, nu este vorba de o perioadă optimă de bulking. Bun, poți să dezvolți masa musculară și în deficit, și o să vorbesc despre asta puțin mai multe mai târziu, poți să dezvolți masa musculară și la menținere și poți să dezvolți masa musculară și în surplus. Într-adevăr, optimizarea acestui proces este în exact această ordine. În deficit îți dezvolți masa cel mai greu, la menținere puțin mai greu, dar sunt niște avantaje și acolo, și în surplus cel mai ușor. Acum, ca să-ți răspund ție efectiv la întrebare, perioada de bulking depinde strict de tine. Adică tu poți să faci un bulking ușor de 300 de kilocalorii în surplus și să ți se și să crească masa totală încet încet până teoretic devine menținerea surplusul respectiv și să dezvolți masa musculară optim în perioada respectivă. Dar la un moment dat o să începi să fii atât de gras că nu o să -ți mai convine cum arăți și inevitabil va trebui să faci un cut și cutul respectiv poate fi foarte agresiv. Datorită acestei agresivități sau datorită cut-ului propriu-zis, s-ar putea să nu mai dezvolți masa musculară la fel de rapid. Este un video în care vorbește chiar și Greg Doucet despre acest aspect. Bun, tu îți dezvolți masa musculară optim cât ești în surplus, dar la un moment dat nu îți mai convine cum arăți și trebuie să intri în deficit. Și datorită faptului că ai intrat în deficit, teoretic, nu îți mai dezvolți masa musculară la fel de mult. Și el a venit cu o denumire main gaining, adică să te menții, dar să-ți dezvolți masa musculară. Nu este ceva patentat de Greg Doucet, dar m-a dus cu gândul la Greg Doucet. Nu sunt lucruri inventate de mine, sunt niște concepte care existau cu mult înaintea lui Greg Doucet și cu mult înaintea mea. Deci, teoretic, depinde strict de tine. Perioada de bulking ține de cât de mult îți convine ție cum arăți sau cum te simți și la un moment dat, teoretic, va trebui să o închei și să începi deficitul sau poate să te menții și să-ți modifici forma acolo. Deci răspunsul per total este depinde. Nu există o durată optimă pentru fiecare dintre aceste procese. Următoarea întrebare are puțin legătură chiar cu prima întrebare, v-am zis că o să intru în detalii. Poți crește masa musculară dacă ești în deficit caloric? Răspunsul este categoric da, dar există un mare dar. În momentul în care ești în deficit caloric, teoretic nu o să dezvolți masa musculară la fel de mult ca și în momentul în care ești în surplus. Este asta un lucru rău? Nu neapărat, pentru că perioadele de deficit oricum nu ar trebui să fie foarte, foarte îndelungate. Dacă te pregătești pentru un concurs sau dacă vrei să ajungi la o greutate cu care te simți tu bine, la care te simți tu bine, atunci aceste deficite s-ar putea să dureze 2, 3, maxim 4 luni și teoretic după cele 4 luni poți să urci la menținere sau un surplus din nou, repet, într-un surplus ușor, astfel încât să reoptimizezi procesele de dezvoltare a masei musculare. Dar răspunsul per total este, desigur, da. Este eficient, optim, nu chiar. O altă întrebare care ține de deficitul caloric, respectiv de cut-uri și de dezvoltarea masei musculare. Mai exact, un mini cut agresiv poate duce la pierderea de masă musculară față de un cut lent? Ei bine, din nou răspunsul aici din start este depinde. Depinde. Dacă începi de la 7% body fat și te duci la 5%, oricum acolo nu o să mai dezvolți aproape deloc masa musculară. Cert este că acest proces de pierdere a masei musculare, contrar opiniei publice între ghilimele, nu este atât de ușor. Adică nu este atât de ușor să-ți pierzi la propriu masa musculară. Există studii care atestă faptul că și dacă ai stat 3 săptămâni fără să te antrenezi, teoretic nu pierzi din mărimea țesutului muscular. Ci pur și simplu dispare volumul, dispare cantitatea de glicogen, pentru că organismul, dacă nu are nevoie de glicogen, nu mai depozitează la fel de mult glicogen. Și necesarul de glicogen depinde și de cât de mult ne antrenăm.
Și automat, dacă ne antrenăm mai intens, o să avem depozite mai mari de glicogen. Dar și dacă avem masă musculară mai mare, o să avem depozite mult mai mari de glicogen. Dar ca să revenim la întrebarea ta. Teoretic, un cut agresiv poate să-ți scadă masa musculară, dar foarte, foarte greu, în condiții foarte extreme, la body fat-uri foarte mici. De exemplu, în pregătirile pentru concurs, cum sunt eu acum undeva la 6% body fat, dacă aș face un cut foarte agresiv, fiind acum la 2000 de kilocalorii, să zicem că mă duc la 1400 sau 1500, probabil că aș pierde din masa musculară, pentru că mă antrenez, nu mă alimentez suficient și automat, într-un final, organismul nemai având nici rezerve de grăsime, o să încep să pierd din masa musculară respectivă. Dar dacă tu te afli la 30% body fat și ești într-un deficit extrem de agresiv, nu o să pierzi masă musculară, cel puțin nu până ajungi la body fat-uri foarte mici. Este asta un lucru sănătos? Nu prea. Adică vă recomand procese lente ce vă oferă aderență și continuitate față de dietă. În general, dieta și nutriția noastră, când vine vorba de fitness, bodybuilding sau orice sport propriu-zis, are aceste două mari piloane, continuitatea și aderență. Dacă tu nu găsești plăcere în ceea ce faci, automat nu o să ai nici continuitate, nici aderență față de aceste procese și nu o să-ți placă procesul. Chiar Chris Bumstead vorbea recent despre cât de mult îi place acest proces de pregătire pentru concurs. Voi nu vă dați seama, dar pregătirile pentru concurs sunt unele dintre cele mai chinuitoare lucruri pe care le poate face un om în viața sa, dar cu toate astea, dacă reușești să găsești plăcere în asta, și eu sincer găsesc plăcere în asta și mari bodybuilder, de exemplu Chris Bumstead, pe care îl apreciez enorm, găsește plăcere în asta, lucrurile vor fi mult mai simple, pentru că nu e chinuitor psihic. Pur și simplu te uiți în oglindă, ești mândru de ceea ce faci, te gândești la momentul când ești pe scenă și automat o să găsești plăcere. Dar deja am dat-o în fabule și în alte lucruri. Răspunsul la întrebare e, desigur, cum am spus și la început, depinde. Dacă începi la body fat mic, poți să pierzi masa musculară, poți să te simți rău, dar dacă începi la body fat-uri foarte mari, cel mai probabil nu o să pierzi masă musculară, este un proces extrem, extrem de greu să pierzi masa musculară propriu-zisă. Următoarea întrebare. O altă întrebare ce ține de nutriție, cum să scapi de pofta de dulce? Mâncând fucking dulce. Cine ar fi crezut? Ce nu înțeleg oamenii este că noi bodybuilderii sau oamenii care sunt foarte, foarte stricți când vine vorba de nutriție, avem niște mici trucuri când vine vorba de partea asta de dulciuri. Eu cel puțin fac două lucruri acum când sunt în pregătire. 1. Adaug proteină la anumite deserturi între ghilimele, de exemplu oatmeal-ul pe care îl mănânc dimineața, îl mănânc cu proteină și cu niște esență de vanilie și este foarte dulce, este foarte, foarte bun la gust. Deci teoretic mănânc dulce chiar și în pregătire. Și un alt lucru care mă ajută enorm este să beau sucuri zero calories cu îndulcitori artificiali. Oh, îndulcitori artificiali, o să-ți faci praf stomacul și intestinele. Nu, oameni buni, nu. Îndulcitorii artificiali sunt sănătoși. Există studii chiar și pe aspartam și pe stevia și pe o tonă de alte tipuri de îndulcitori naturali sau artificiali. Aceștia nu sunt nocivi pentru organism, deci nu trebuie să vă faceți griji. Aspectele nocive când vine vorba de aceste elemente sunt în momentul în care facem exces. Dacă bei 4-5 litri de pop cola, de exemplu, pe zi, chiar dacă ai 0 kilocalorii sau 0.2 kilocalorii respectiv la pop cola fără zahăr, există riscul să te strigi la stomac, adică e un exces. Când vine vorba de orice tip de exces, clar lucrurile sunt... lucrurile vor lua o turnură nasoală. Deci, per total, ce vă recomand, înlocuiți dulciurile propriu-zise cu deserturi proteice. Primele lucruri care îmi vin în minte sunt, desigur, oatmeal-ul, clătitele proteice, pudra de înghețată proteică, budinca de înghețată, orez cu lapte și proteină. Acestea ar fi cele pe care le folosesc eu în pregătire sau în afara pregătirii. Și, desigur, sucurile cu îndulcitori artificiali, respectiv îndulcitori naturali, respectiv sucurile zero calorie. Chiar și Cola Zero sau Pepsi Max, acestea sunt ok în cantități foarte mici, atâta timp cât ele te ajută să îți menții dieta pe linia de plutire, atunci totul este în regulă. Bun, avem și o întrebare oarecum de kinetoterapie, dureri lombare chiar și după multă pauză. Sfaturi? În primul rând nu trebuia să iei pauză. Foarte mulți oameni au senzația că dacă te accidentezi trebuie să iei pauză de la antrenament. Nu, este un lucru total neadevărat, poți să faci recuperare activă, poți să faci kinetoterapie, te ajută și stretching-ul, te ajută masajul, cu rola de exemplu. Mă uit în sală după rola, dar nu e niciuna la îndemână. Dar ca fapt divers, în general acest sfat este extrem de periculos. Dacă apare o durere, încercați să căutați cauza durerii.
Nu încercați să fugiți de ea, nu încercați să faceți pauză, nu încercați să luați medicamente sau să folosiți geluri antiinflamatoare. Încercați să găsiți, uitați, de exemplu, când vine vorba de durerile lombare, putem să avem trei mari cauze. Dezechilibre musculare la nivelul centurii pelvine, abdomen, oblici, lombari, glutei mijlocii și mari, chiar și flexorii șoldului. Tensiune la nivelul acestor mușchi, adică primul aspect este referitor la forța lor, iar al doilea aspect este referitor la prea multă forță, adică dacă un mușchi este foarte tensionat, o să cauzeze asimetrii biomecanice, anomalii de fapt biomecanice. Și un alt aspect ar fi postura proastă. De exemplu, eu când stau acum, sunt cu bazinul proiectat înainte, e exact acea poziție pe care o folosesc majoritatea oamenilor când stau la birou. Coloana vertebrală lombară este în flexie, musculatura abdominală este în regim de scurtare și musculatura lombară este în regim de alungire, iar în momentul în care ne ridicăm, tensiunea se schimbă, avem un shift și apar durerile la nivelul lombarei, poate să fie o durere musculară, poate să fie o durere cauzată de coloana propriu-zisă și de structurile acesteia, respectiv articulațiile intervertebrale sau poate o leziune slash o tensiune slash o sau o leziune slash tensiune pe un anumit nerv. Per total este un lucru pe care nu-l pot gestiona atât de ușor, adică nu pot să zic fă aia și aia și o să scap de durere. Trebuie să caut sursa durerii, ceea ce am spus eu acum a fost ceva foarte, foarte general, pot să fie multe, multe alte cauze ce pot genera dureri, de la chisturi intervertebrale până la pur și simplu un exercițiu executat greșit. Deci încercați să căutați acel element care vă declanșează durerile, vedeți ce se întâmplă acolo sau și mai bine, duceți-vă la un specialist, la un medic de recuperare sau la un kinetoterapeut. În momentul în care încercați să găsiți scurtături sau să faceți pauză când vine vorba de dureri, vă cam puneți pe un traiect către dezastru. Văd asta foarte, foarte des în jurul meu în sala de fitness. Mulți oameni se accidentează și se reaccidentează, fac pauze, revin și fac exact aceleași prostii. Oamenii nu merg pe principiul de profilaxie, ci vor mai mult să trateze problema pe moment. Dar, în schimb, când ne concentrăm mai mult pe profilaxie, adică pe prevenție, automat o să ducem o viață mult mai sănătoasă, o să avem continuitate în sală și o să putem să dezvoltăm masa musculară optim sau să ne atingem obiectivele, oricare ar fi acestea. Următoarea întrebare, o întrebare pe care am primit-o de nenumărate ori și pe Instagram. Creatina și pudra proteică este ok pentru un sportiv de 16 ani? Da, e ok teoretic și pentru un copil de 7-8 ani, dar în fine, nu, să nu facem asta totuși. O să vorbesc prima dată despre pudra proteică. Pudra proteică nu este necesară, putem să ne luăm toată proteina din alimentație. Teoretic nu poate să cauzeze ea probleme sau să declanșeze ea patologii. Dar în momentul în care tu ai o problemă cu rinichii sau o problemă cu ficatul sau o problemă cu intestinele, respectiv stomacul, ea poate fi declanșatoare, pentru că deși este destul de curată, o cantitate sau o concentrație foarte mare de proteină pe termen scurt, pentru că până la urmă asta este pudra proteică, este un concentrat proteic, poate să supra-solicite puțin aceste sisteme și în momentul în care supra-solicităm, automat pe termen lung pot să apară niște probleme. Dar asta se întâmplă doar dacă avem niște probleme de dinainte. Pudra proteică nu poate fi aceea care declanșează problemele. Acum, creatina. Creatina este principalul antagonist al medicilor din România. Deci când aud medicii de creatină și de absolut orice ține de creatină, se trigăruiesc și încep să arunce cu toate mizerile posibile, că faci pete pe ficat, că îți faci praf rinichii, că faci pietre la rinichi, respectiv pietre la ficați, litiază, bla bla bla. Absolut toate lucrurile rele de pe planeta asta sunt cauzate de creatină, după părerea medicilor. Ei bine, oamenii de știință și medicii cu cap de, la nivel global au atestat deja de foarte, foarte multe ori bătut în cuie că creatina, scuzați cacofonia, nu poate să cauzeze ea anumite patologii. Creatina este perfect sănătoasă, este folosită de sportivi din toate domeniile, de la tenis, la atletism, la bodybuilding, este cel mai studiat supliment de pe planetă. Cel mai studiat, vă dați seama? Deci cel mai studiat. Într-adevăr, în momentul în care depășim dozele optime, care sunt undeva între 4 și 7 grame în funcție de greutatea noastră, s-ar putea să apară probleme, dar până la urmă dacă depășești doza de sare zilnică pot să apară probleme. Dacă depășești doza de, nu știu, o anumită vitamină liposolubilă pot să apară probleme. Orice exces o să cauzeze probleme la rândul lui.
Dar creatina propriu-zisă nu va cauza niciodată probleme, este ok pentru absolut oricine. Nu vă recomand acum, dacă aveți bebeluși, să le băgați creatină pe gât de la, nu știu, 1-2 ani, clar. Dar teoretic, de la 14-15 ani puteți să faceți sală liniștiți și să luați și supliment proteic dacă considerați că este necesar, dar și creatină nu o să cauzeze absolut nicio problemă. Am să las totuși niște studii în descriere referitor la siguranța suplimentării cu creatină. Avem o întrebare excelentă. Cât de des trebuie schimbate exercițiile într-un antrenament? Ei bine, aici sunt foarte mulți oameni care se bazează pe bro science, care spun că n-ar trebui să schimbăm niciodată exercițiile și că ar trebui doar să ne bazăm pe încărcare progresivă. Lucru total neadevărat. În momentul în care ai un set de exerciții pe care o să-l abuzezi ani de zile, ori să înceapă să apară dezechilibrele ori biomecanice, ori pur și simplu ori să înceapă să apară anumite grupe deficitare. Pentru că într-un set de exerciții pentru un antrenament, clar nu o să poți să atingi toate grupele în toate felurile posibile. Recomandarea mea este următoarea și este o recomandare bazată pe cartea lui Brad Schoenfeld. Brad Schoenfeld fiind cel mai mare om de știință când vine vorba de hipertrofie la nivel global. Acesta spune în felul următor: raza optimă este undeva între 4 și 6 săptămâni, dar într-adevăr există anumite exerciții pe care trebuie să le repetăm neapărat, dar să introducem anumite variabile ale acestor exerciții. De exemplu, genuflexiunea. Genuflexiunea este un exercițiu esențial. Poți teoretic să-ți dezvolți masa musculară fără genuflexiune? Da, este bine să faci sală fără să faci genuflexiuni. După părerea mea, ca și kinetoterapeut, bodybuilder și specialist din domeniu, clar nu. Sunt sigur că mulți vor spune că nu sunt de acord cu mine, că genuflexiunea cauzează probleme cu genunchii, cu spatele. Da, aceste exerciții vor cauza probleme cu spatele sau cu genunchii dacă le execuți greșit, dar desigur dacă le execuți corect, pot să fie chiar tratamentul pentru anumite patologii. Eu personal mi-am tratat hernia de disc lombară în primul și în primul rând cu genuflexiuni și în al doilea rând cu forme de îndreptări. Fie că vă vine să credeți, cele care au fost cauzatoare ale problemelor mele au fost și cele care m-au salvat la rândul lor. Deci, revenind la întrebare, păstrați genuflexiunile, păstrați îndreptările, păstrați împinsul la orizontală, mișcările de bază, dar introduceți variabile. De exemplu, schimbați împinsul la orizontală cu haltera, cu cel cu ganter. Schimbați genuflexiunea pe spate cu genuflexiunea pe față, sau poate faceți cu ganter, sau poate faceți, nu știu, o genuflexiune la un aparat. Păstrați îndreptarea, dar mai fluctuați tempourile, lucrați pe negativ. De exemplu, faceți contracția propriu-zisă, ridicarea rapid, exploziv și coborârea foarte lentă. Sau puteți să faceți invers, o ridicare lentă cu pauză la jumate și apoi terminați mișcarea. Sunt foarte multe variabile. Dar când vine vorba de celelalte mișcări de auxiliare, aparate, mișcări la liber sau mișcări la bănci sau la scripeți, v-aș recomanda să le schimbați odată la maxim 6 săptămâni, să, nu știu, folosiți alt mâner, faceți o altă mișcare, faceți o variație a exercițiului, dar nu țineți un antrenament mai mult de 6 săptămâni, deoarece încet încet eficiența acestuia o să scadă. Chiar dacă voi încărcați progresiv exercițiile și o să vă dezvoltați, la un moment dat o să ajungeți la un plafon și acest plafon o să vină mult mai rapid dacă nu vă schimbați antrenamentul. Părere: pregnolon de la Balcan pentru testosteron, mai toți culturiștii le recomandă. Toți culturiștii își iau recomandările ori de pe net, ori de la antrenorii lor. Există și culturiști care își caută sursa de informație singur, dar în orice caz, faptul că toți culturiștii recomandă ceva nu este un argument tocmai bun. Dar revenim la întrebare. Majoritatea boosterelor de testosteron sunt cam scamuri, adică își cam bat joc de voi, în sensul că tu atâta timp cât ai testosteronul în limite normale, nu o să-ți duci testosteronul în limite suprafiziologice sau o să-ți crești testosteronul dacă iei un supliment de genul ăsta. În schimb, dacă într-adevăr ai o problemă cu glandele și într-adevăr ai testosteronul scăzut, aceste produse pot să ajute. Dar dacă tu ești sănătos, pregnolonul și orice alt produs ce susține că va îmbunătăți secreția de testosteron este o mare mizerie. Și o ultimă întrebare pentru astăzi: antrenarea grupelor musculare o singură dată pe săptămână este ok pentru dezvoltarea în masă? Ei bine, ca de obicei, răspunsul este depinde. De f***ing pin. Teoretic, bro splituri-urile, pentru că până la urmă vorbim despre bro splituri, sunt ok, dar depinde de volum, depinde de intensitate. Eu, de exemplu, nu prea prefer să mă antrenez pe bro split, pentru că vreau să fac mai puțin la o anumită grupă în ziua asta, mă duc la 100% intensitate, și a doua zi, care o să fie peste 3 zile respectiv, să-i dau din nou 100%. În schimb, dacă aș face doar piept azi
sau doar piept și triceps, să zicem că pe la jumătatea antrenamentului aș fi ușor epuizat și n-aș putea să duc la 100% intensitatea antrenamentului. Deci e o chestie de preferință. Eu funcționez mult mai bine pe push-pull legs sau pe upper-lower. Sunt anumite persoane care funcționează mai bine pe bro split. N-am nimic cu bro split-urile, dar trebuie să fie făcute smart. Nu orice bro split este inteligent. Sau poți să ai rezultate foarte, foarte bune și pe full body. Adică, na, depinde foarte, foarte mult la finalul zilei de intensitate, volum și complexitatea antrenamentului. Până la urmă, hipertrofia ține de lucru mecanic, de stres metabolic și de distrucție tisulară. Dacă poți să atingi aceste trei aspecte într-un antrenament pe grupă, pe săptămână, atunci dezvolți grupa respectivă. Dar aceste trei aspecte au foarte multe elemente ce le pot influența. Și acele elemente sunt volumul, intensitatea, durata propriu-zisă a antrenamentului, timpul sub tensiune al setului, sunt foarte, foarte multe elemente. Deci răspunsul final rămâne depinde. Fiecare om, în funcție de experiența sa pe care o are în sală, o să aibă un anumit volum optim. Nu pot să dau un răspuns foarte, foarte precis. Cert este că tot ceea ce facem în sala de fitness este ca o călătorie. Trebuie să găsim drumul nostru cel mai bun și automat pe parcurs vor fi multe suișuri, foarte multe coborâșuri, dar per total progresia într-un final o să fie pozitivă atâta timp cât lucrăm inteligent. Cam asta este tot pentru astăzi. Numele meu este Robert Florea, reprezint RFKinetics.ro. Să-mi spuneți ce părere aveți despre răspunsurile la aceste întrebări și am să vă rog să lăsați alte întrebări în comentarii, astfel încât să fac mai multe videouri de genul acesta pe viitor.